a fost, cum se spune, puțin a mai rămas. Trei meciuri, puteți ajunge în play-off fără niciun punct sau chiar cu minim 4 puncte. Dacă am complicat situația după victoria Argeșului la Faro. Rămânând, bună ziua. Da, pentru noi nu ne interesează dacă avem 3 puncte în față sau mai rămas 3 meciuri. Noi trebuie să avem fiecare meci în parte, să câștigăm, jucăm acasă. Oricum și dacă eram în play-off, a trebuit să câștigăm acasă. Așa continuăm treaba, suntem bine. Am făcut o repriză a doua foarte bună la Chindia și asta ne bucură. Am început și noi iarăși să dăm drumul la joc frumos. Și cred că n-o să avem probleme cu Mioveni. Mai pune în discuție prezența noastră în play-off? Mai aveți emoții? Nu, emoții nu ai. Deci e normal, e greu, nu e ușor, deci și tot echipele bune, dar nu avem emoții. Noi am fost și de ani la rând, avem experiența asta, nu mai e așa greu pentru noi să fie emoții sau ceva, dar trebuie să dăm totul. Trebuie să arătăm și merităm să fim acolo iarăși. Ai simțit așa presiune? Presiunea a fost din prima zi pentru noi. Nu de cineva, doar de noi, din vestiar. Deci vrem să fim sus, să fim play-off, să avem rezultate bune, cum am făcut până acum și presiunea există tot timpul la noi și așa nu avem probleme. Mi-a venit reușit surpriza etapa trecută. A făcut un numărul cu FCSB, un rezultat cam neașteptat de majoritatea. Neașteptat nu pot să zici. Deci cu toate echipele mari mi-a venit acasă, a luat puncte, a făcut și joc bun. E o echipă grea, jocul, o sistem 5-4-1, să apără bine, e o echipă grea, trebuie să jucăm bine, să dăm totul, să avem atitudine bună și o să fie bine pentru noi. Cât de important va fi aportul publicului la acest meci? Având în vedere că poate fi la sfârșitul meciului, puteți sărbători intrarea în play-off. Da, tot timpul pentru noi publicul e ceva în plus, dar avem și câteva probleme. Dacă un meci nu merge, cum era cu Clincene, am fost 1-0, și a început înjurau, face, asta nu e frumos. În loc să se bucure și echipa asta e în play-off, în locul 3, în locul 4, ei nu știu, poate înainte era campion Botoșan, eu nu știu asta. Zic adevărul, ei trebuie să se bucure, să fie bucuroși și Botoșani se aud din toată țara, în Moldova e doar o echipă singură și ei trebuie să ne susțină tot timpul. Alte echipe, ca Rapid, ca Dinamo, suporterii merge 90 de minute, îi aplaudă, îi faci, ce trebuie să faci ei? Ce trebuie să faci ei? Pentru mine, suporterii, trebuie să fiu bucuros pentru ce facem noi aici. Deci trebuie să vă susțină tot timpul meciul. Normal. Și ce am auzit, nu vinde pe unul, vinde pe altul. Asta e treaba de la echipă, nu contează. Dacă noi avem jucători și patronul și Marius vrea să vinde, o să vinde, nu e nicio problemă. Noi trebuie să continuăm, să jucăm frumos, cum jucăm până acum, luăm puncte. Asta e important. Pe tine patronul vrea să te vândă, e super. Nu, mi-e super, ce să, dacă fac treaba bine și el vrea să rămână aici, o să discutăm. Am discutat și cu Marius și cu Navaler și o să vedem deci ce o să fie bine pentru toți. Dar te simți bine aici, nu? Da, normal, cum nu. Dacă nu mă simțeam bine, nu eram aici. Mă simt foarte bine. Mă simt ca mine acasă, ca în Albania, e foarte bine pentru mine. Un pronostic pentru meciul de duminică? Nu te-am întrebat niciodată de pronostic, dar te-am întrebat acum. Un scor? Scor nu mă interesează. 3 puncte vreau. O să fie și 1-0 și 10-0 e același. Important este să ținem și noi 0 în spate, și pentru Edri și pentru toți și să câștigăm. Mulțumesc.